Felicitări și succes! Bianca este unul dintre cei doi absolvenți de liceu din județul Galați care au obținut media 10 la bacalaureat. Nu am făcut un scop din a lua media 10 la bac. Am mers cu ochii deschiși, cu ce am învățat tot anul și cred că asta m-a ajutat să nu am stres. Capitala conduce în topul mediilor de 10 la bacul de anul acesta cu 21 de note maxime. Două dintre rezultatele absolute sunt la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, acolo unde unii elevi au mers să vadă cum s-au descurcat la examen, chiar dacă mediile au putut fi accesate online. Mulțumit de rezultate, a fost ok, targetul era peste 9, deci a fost foarte bine. Mă așteptam la mai mult la matematică, să fiu sinceră. Am luat 10 la fizică, 9,70 la română și 9,50 la matematică. Am venit totuși să depun contestație la matematică. Avem rezultate bune, copiii însă sunt nemulțumiți, vor fi foarte multe contestații. Ca în fiecare an, eu cred că au fost până la corectare. A trebuit să fie gândită din partea ministerului și o retrainuire a profesorilor evaluatori. Pentru că atât la evaluarea națională cât și la bacalaureat s-a schimbat modul și metoda de examen. Fruntaș la rata de promovare a examenului maturității de anul acesta sunt absolvenții de liceu din județul Cluj, urmați de cei din județele Galați, Iași și Brăila. La coada clasamentului se află județul Ilfov, acolo unde puțin peste 40% dintre candidați au promovat bacalaureatul. La nivel național, rata de promovare este de 67,8%, cu 5% mai mult față de anul trecut. În raport cu dificultățile majore pe care le-au întâmpinat elevii o lungă perioadă de timp, da, rezultatele sunt foarte bune. Spun asta cu atât mai mult cu cât subiectele nu au fost mai ușoare decât în anii trecuți. Anul acesta s-au înscris la examenul de bacalaureat cu 22.000 de candidați mai puțin față de anul trecut. Pandemia a influențat participarea la examenul de bacalaureat, în sensul în care doar 71% din promoția curentă s-a înscris. Dar cred că vorbim de cam unul din doi elevi care au început școala acum 12 ani, care au ajuns să participe la examenul de bacalaureat. Rezultatele finale ale primei sesiuni de bacalaureat de anul acesta vor fi afișate pe 9 iulie.